you ești înconjurat de literatură, dar de câte ori ai ocazia să întâlnești mari scriitori? Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc la Iași între 1 și 5 octombrie. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor și bine ați venit la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași 2014. Gazda serilor Filit, Irina Păcurariu. Bună seara tuturor! Să știți că, deși nu pare, m-am pregătit pentru seara asta și chiar am lăsat în culise o mapă pe care îmi scrisesem o mulțime de lucruri despre care credeam că vreți să auziți. Dar, de fapt, am înțeles că n-am ce să citesc, n-am ce să vă recit, n-am ce să vă spun, pentru că sunt convinsă fiecare dintre dumneavoastră aveți Purtați cu dumneavoastră o părere, aveți câte o întrebare pentru ceea ce se va întâmpla în seara aceasta pe scenă. Pentru simplul motiv că invitatul special al acestei seri a depășit o graniță invizibilă. Nu mai este intangibilul autor despre care nu știm, nu vrem să știm, pe care îl citim și despre care comentăm câteodată. E iconic. A devenit aproape un bun public. Există persoane care despre domnia sa au păreri, chiar fără să-l fi citit vreodată. Cât de periculos e acest lucru, cât de obositor poate fi, cât de puternic te poate împinge înainte sau într-o altă direcție, probabil că sunt întrebări la care, și chiar fără să le fi pus cineva sau fără să le pună cineva în seara aceasta, domnia sa, printre rânduri, ne va răspunde. Cu alte cuvinte, încă o dată bună seara. Suntem în cea de-a patra seară specială de la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași și înainte de a invita personalitatea care în seara aceasta va fi invitatul nostru special, trebuie să vă spun tuturor că dacă după ce veți ieși de aici veți mai avea energie și putere de a primi, să știți că până dimineață, aici la Iași, există Casa Filit unde va fi o noapte albă. Nu a publicității cum s-a întâmplat la începutul anilor 90, nu a muzeilor, nici a bibliotecilor, pentru că a devenit aproape o modă să exersăm astfel de nopți albe, ci a poeziei. Și nu a oricărei poezii, ci a uneia a citite chiar de autor. Parte din uh, foarte importanții poeți români contemporani vor fi acolo și poate împreună cu o parte dintre dumneavoastră vor sta până în zor și vor asculta și trupa cum. Revin la invitatul special. Ce să vă spun? Față în față cu domnia sa va fi un fost student de lui. Nu știu dacă chiar a fost la cursurile domniei sale, pot doar să vă spun că a făcut activ parte din cenaclul Facultății de Litere de la București. Cenacul condus chiar de către invitatul nostru special ce să vă mai spun despre el că spun gurile rele ieri într un interviu pe care îl ofera de aici de la Iași către uh, Radio România Cultural împreună cu doi traducători importanți care erau prezenți aici la Iași ca o glumă, a făcut acolada finală în felul următor. Nu m-am gândit, dar poate la un moment dat va trebui să fiu și eu traducător. Să mă traduc pe mine din română în română. Poate că asta va face în seara aceasta, nu știu dacă va fi orbitor, nu știu dacă vom atinge împreună cu domnia sa Levantul, nu cred că vom pleca zen de aici, dar poate vom pricepe dacă în țara asta mai putem, avem motive și mai există, nu știu, energie pentru ca unul dintre bărbați, la un moment dat, chiar dacă e scriitor sau nu, să explice de ce ar mai fi de iubit femeile. Doamnelor, domnilor, față în față cu invitatul din seara aceasta, șeful secției Cultura Ziarului Adevărul, Cezar Paul Bădescu. Invitatul, cred că ați putea să spuneți dumneavoastră în cine este, cum spuneam, știa aproape toată lumea din această seară, sigur, din acest oraș, aproape sigur, cum îl cheamă. Mircea Cărtărescu! Seara. Înainte de toate, trebuie să fac ceva similar cu aleșineamului care își încep mandatele, adică să fac o declarație. Ei fac o declarație de avere, eu am să fac o declarație de avere sentimentală. Adică nu sunt un jurnalist imparțial, detașat. Care face un interviu cu Mircea Cărtărescu pentru simplu fapt că sunt implicat, deci sunt într-un conflict de interese, cum se spune. Mircea Cărtărescu, pur și simplu, este unul din oamenii la care țin, suntem prieteni, și, prin urmare, cum spuneam, sunt în acest conflict de interese pe care mi-l asum și care mă va face să îmi doresc ca în această seară să vă arăt dumneavoastră tuturor cât de fain om este Mircea Cărtărescu. Deci, iată celul meu în această seară, îl declar în mod deschis. Trebuie să mai spun și că Mircea Cărtărescu m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat și pe mine și pe alți câțiva tineri prin anii 90, tineri scriitori, într-o vreme în care ușile librăriilor erau încuiate cu nu știu câte lacăte, câte șapte, cam bazme, în fața tinerilor scriitori și în fața debutanților, Mircea a făcut tot posibilul și a reușit să ne ajute să debutăm. Și, în fine, a făcut rost de editură, în cazul nostru a fost vorba de un volum colectiv, tablou de familie, a făcut rost de finanțare, s-a zbătut foarte mult, dar nu este totul. Și vă povestesc această scurtă întâmplare, tocmai pentru a intra în ceea ce spuneam, pentru a începe să vă vorbesc despre omul extraordinar care este Mircea Cărtărescu. Deci, nu numai că s-a zbătut, a pus efectiv mâna la construirea, la constituirea volumului respectiv. În fine, editura avea un fel de xerox ceva mai performant în subsolul Facultății de Litere din București. Și ne-a pus în brațe, a tras paginile și ne-a pus în brațe teancuri. Pagina 8, pagina 10, pagina 12, cât un teanc cu fiecare. Și noi a trebuit după aia să luăm de pe fiecare teanc, pagină pe pagină, să construim volumele într-un tiraj de 500 de volume. Asta tot într-un subsol insalubru al facultății de litere. E, nu mai lungesc, ideea e că această muncă de chinez, care nu era deloc plăcută și într-un mediu, v-am spus, destul de insalubru, în această muncă, Mircea Cărtărescu era cot la cot cu noi. Noi eram niște studenți care aveam interesul ăsta de a fi și noi, în sfârșit, publicați și puneam osul la treabă. Ei, la munca de jos era și Mircea Cărtărescu, care n avea niciun interes practic. De ce o făceai Mircea? Cezar, erau două motive. Primul și cel mai simplu de pe lume este că generația mea a primit niște lucruri fără arginți. Și când primești ceva fără arginți, se cade să dai mai departe fără arginți. Noi am primit de la Nicolae Manolescu, de la Ovid Crohmănicianu, de la Eugen Simion, de la Mircea Martin, de la Ion Pop, de la nenumărați alți oameni care ne-au determinat existența în continuare, fără de care noi nu eram nimic și n-am fi fost niciodată nimic. Și mi s-a părut întotdeauna cel mai firesc lucru de pe lume, ca lucrul pe care l-am învățat de la ei, inclusiv lucruri tehnice, nu numai lucruri morale, etice și așa mai departe, să le dau și eu mai departe. Nu numai eu, și alții. Alexandru Mușina a ținut de asemenea un cenaclu la Brașov și mulți alții din generația noastră. Este cel mai simplu lucru de pe lume. Iar al doilea este motivul adevărat, ca să zic așa, cu desăvârșire. Și anume că mă simțeam unul dintre voi mă simțeam unul dintre voi, mă simțeam de aceeași vârstă cu voi, perioada în care am fost împreună, acei șase ani sau șapte ani când am ținut cenaclul acesta, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. E vorba de cenaclul litere. Cenaclul litere se spune. de la litere, da. de la facultatea noastră. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea și pentru mine a fost o foarte mare plăcere și bucurie că m-ați acceptat între voi. M-ați acceptat cu simplitate ca pe unul dintre voi, deși aveam nu știu, 15 ani mai mult. Și uh, îmi plăcea, îmi plăcea foarte mult să ne chinuim noi, să ne facem. Cărțile noastre, eu zic ale noastre Pentru că erau antologii pe care le și prefațam și eu deci da, Și prefața și eu, era un text destul de consistent Făceam și eu parte da. din antologia respectivă Tablou de familie, antologia în care am debutat Eu și încă alți cinci amici După aceea Ferestre 98 Și după aceea au mai fost alte volume colective Am făcut Tescani, te cartea scanii. aceea ciudată da, da. În care ne-am scris pe corpuri Sigur, erau lucruri naive, da. se mai făcuseră Dar asta nu ne împiedica să le facem și noi fotografii foarte ciudate, un, un, fel de album, experiment, puțin cunoscut astăzi, dar care cred că ar merita reeditat și cunoscut mai bine. A fost o perioadă foarte frumoasă, Cezar, și îți mulțumesc că ai amintit-o și aș mai spune un lucru, care a fost lucrul care probabil m-a impresionat cel mai mult din totdeauna. Împlinăm 40 de ani. Pe 1 iunie, mă rog, 56 plus 40, nu știu cât era, 96, nu? Stăteam într-o casă pe Nada Florilor, un apartament la etajul 8, într-un bloc muncitoresc, un apartament care n-avea niciun unghi drept. Am măsurat toate unghiurile, toți pereții erau strâmbi. Totul era nenorocit în ultimul hal. Nu îmi luasem în seamă ziua de naștere, cum nu mi iau de obicei. N-aveam nimic în casă, decât o sticlă de vin sau două sticle de vin. La ora 12 sau 1 sună la ușă și mă pomenesc cu voi toți. Mă pomenesc cu voi toți în grup, intrând ca în scena finală din levantul meu, toți palicarii, toți zavragii, toți sanchiloții, ca să zic așa, venind cu toții la mine acasă, unde am stat, în fața cât unui pahar de vin, fiindcă n-am avut ce să vă dau altceva, și ne-am simțit extraordinar de bine cu toții. Mă bucur mult că ai evocat epoca ți minte, aia. aveai un magnetofon și ne-ai pus acolo la magnetofonul tău muzică, Beatles, am ascultat... Da, aveam un magnetofon caștan, caștan, care avea 9 kg greutate, nici nu îl puteam smulge de pe, de pe podea și la care puneam într-adevăr muzică. Te aș întreba acum, că acum practic încep seria întrebărilor, o întrebare care poate părea, în fine, nepotrivită. Ce îți oferă literatura? Zic nepotrivită pentru că e ca și cum l-ai întrebat pe credincios ce îi oferă credința. El va spune cum adică ce mi oferă. Dar dacă s-ar putea detașa ceea ce îți propun și ți este detașezi, ar putea să deceleze tot felul de lucruri pe care îi le oferă, de la lucruri spirituale până la lucruri uh, practice. De exemplu, că face parte dintr-o comunitate. Uh, vorbesc de credincios. În cazul tău, ce-ți oferă literatura? Că faci parte dintr-o comunitate, Ai să o luăm cu lucrurile practice. Da, comunitatea... Pentru mine e o întrebare foarte ciudată, <laughs> bineînțeles. Cezar, pentru că e ca și când m-ai întrebat ce înseamnă pentru tine aerul sau ce înseamnă hrana sau ce înseamnă apa. Este exact același lucru. Într-una dintre nenumăratele scrisori pe care Kafka le-a trimis către Felice Bauer, eterna lui Logodnică, el spune așa, în definitiv, eu sunt nimic altceva decât literatură. De foarte multe ori m-am gândit ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă că un om se transformă fără rest, fără niciun fel de reziduri în literatură. Cum se poate face asta? Ce, ce prin ce proces chimico-psihic, să spunem așa, e posibil ca un corp omenesc, un psihic omenesc, un creier omenesc să devină literatură? Lucru care nu se întâmplă foarte des, dar în cazul lui Kafka este absolut limpede acest lucru. Acest om n a existat, de fapt. A fost ca un fel de strigoi din ce în ce mai mult spre sfârșitul vieții sale, spre vârsta de 42 de ani când și-a terminat viața. El nu mai, era, nu mai era un om între oameni, era un personaj în propriile sale cărți, era numai literatura. Sigur că foarte puțini dintre noi pot ajunge acolo. Pentru că a ajunge acolo înseamnă. A face niște sacrificii colosale, a-ți distruge viața pentru a o recâștiga într-un într alt fel. Nu oricine poate să facă acest lucru. Nikita Stănescu spunea la un moment dat, toți am vrea să avem opera lui Eminescu, dar cine ar fi vrut să trăiască viața lui? Și era un adevăr foarte, foarte real. Cine ar vrea să trăiască viața celor care, în definitiv, nu sunt altceva decât literatură? Foarte puțin, pentru că a face acest lucru înseamnă a fi un martir într-un fel. Sigur că nu mă pot compara cu acest model extraordinar de îndepărtat, spre care poți doar aținti degetul, nu-l poți atinge, așa cum ațintești degetul spre, spre o stea, de exemplu. Dar în felul meu am simțit și eu de foarte multe ori că până la urmă asta rămâne din mine, dacă rămâne ceva. Sigur că până la urmă și cărțile vor dispărea, toate cărțile vor dispărea, toate lucrurile vor dispărea de pe lume. George Harrison are un uh, triplu album care se numește All Things Must Pass. Și mi se pare un lucru extraordinar de adânc și de, de puternic. Toate lucrurile, nu numai că trec, dar trebuie să treacă. Pentru că așa trebuie să se întâmple. Uh, uh, lumea este un, un, uh, un sacrificiu, un foc sacrificial, așa cum spune și Eminescu, nu? Uh, spune Brahma, tata Brahma, cum că lumea asta nu e decât un foc într-o veșnică cățuie. Deci un, un sacrificiu. Până la urmă toate lucrurile trebuie să treacă, dar până trec ele trebuie să-și aibă sensul lor uman, mai mult decât uman, sau omenesc, prea omenesc până la urmă. Deci eu cred că literatura este și a fost întotdeauna totul pentru mine, fără ca eu să pot spune că sunt numai literatură. Dar literatura a fost lucrul fără de care eu nu-mi nu pot imagina propria mea viață. Aseară, la discuția cu Herta Müller, Ernest Bihner și Ion Vianu, s-a vorbit printre altele, ai fost și tu prezent, s-a vorbit printre altele de literatura ca terapie. Pe de-o parte, literatura ca terapie pentru cititor, pe de altă parte, literatura ca terapie pentru autor. În cazul tău funcționează astfel? Ce mi-a plăcut foarte mult aseară în discursul a, pe de-o parte atât de normal și pe de-o parte atât de anormal, pentru că normalitatea până la urmă este un lucru rar, nu? Nu este ce se întâmplă întotdeauna. Este paradoxul de care vorbea um, um, un um, eseist al nostru foarte, foarte uh, cunoscut, paleologul Alexandru Paleolog, bunul simț ca paradox. Ei, acest bun simț extraordinar al Hertha Müller, pe care îl arată în orice împrejurare a vieții, dar l-a arătat și aici, pe această uh, uh, canapea, este un, uh, este un, uh, um, un bun, un bun, o valoare, într-un fel. Uh, și mi-a plăcut că ea spunea, scriind literatură, eu mă și vindec, dar și sufăr în același timp și până la urmă rezultatul este zero. Deci literatura ar fi ca lancea lui Ahile, care cu, cu vârful Rănește și cu partea cealaltă vindecă. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Eu nu, nu știu dacă ceea ce scriu este terapie. Nu-mi nu pot da seama. Eu am atâtea anomalii, ca să spun așa, atâtea răni interioare, atâtea ciudățenii, atâtea lucruri puse oblic și strâmb în minte, încât probabil că nu m-aș putea vindeca cu toată literatura lumii. Dar, în orice caz, literatura pentru mine este ca un fel de secretare, un fel de secreție, un fel de secretare a, unui, a unei cruste, a unei carapace, a unei ceste. Și ea. Pe ea o, o văd ca pe un organ al corpului meu, așa cum craniul meu este un organ al corpului meu, pe care nu știu când l-am secretat, dar pe care totuși eu mi l-am construit ca să adăpostesc partea cea mai uh, uh, bună din mine, creierul meu, mintea mea, adică partea care este cea mai adevărată uh, din mine. Și eu cred că uh, asta este pentru mine literatura, este un organ al corpului meu. Mai curând decât un proces de psihanaliză, de sublimare și așa mai departe. Nu, eu am simțit întotdeauna că literatura este, face parte din mine. Așa cum, de pildă, uh, mușuroiul termitelor, care poate, poate atinge câțiva metri înălțime, șase metri, șapte metri înălțime, și care este foarte complex în interior, are o grămadă de canale și de canalicule, de aerisire și de um, camere subterane, uh, este construit, perfect, fără ca termita să fie un arhitect, fără ca ea să știe să construiască. Numai că planul termitierei este îngramat în corpul insectei. Ea, fiind așa cum e, nu poate face altceva decât o termitieră. Deci, într-un fel, termitiera este un organ al corpului termitei. Este o prelungire în exterior a corpului termitei. Dar în cazul termitei, termitiera protejează organismul. Citeam în, jurnal, în jurnalele tale, de fiecare dată, în toată perioada în care ai scris Orbitor, te plângeai că opera asta suge toată energia, ajunge să te golească, să te distrugă. Uneori chiar te întrebai dacă o să-i supraviețuiești. Acum, după ce ai terminat de scris Orbitorul, cum mai vezi toată Multă lume mă întreabă dacă există viață după orbitor. Și mai ales la sfârșit, când am terminat trilogia, am fost întrebat foarte des lucrul acesta. Ei, cu cărțile pe care le termine foarte simplu, le dau la spate, nu mă mai gândesc la ele, nu mai recitesc din ele și sunt, sunt cum să spun, sunt lucruri care nu mă mai preocupă. Deci eu nu mă întreb acum cum am scris orbitor, nu mă mai gândesc la asta. Este ca um, o femeie care uh, este uh, însărcinată, este gravidă, copilul se formează în uh, trupul femeii fără ca ea să știe cum s-a format și de ce. Ea a suferit în timpul acesta și a suferit foarte mult în timpul nașterii, dar după aceea nu mai suferă, din potrivă se bucură. Uh, așa este și cu cărțile, așa cred că sunt aproape sau practic toți autorii. Uh, o carte pe care ai scris-o nu-ți mai aparține. Nu mai socotești între bunurile tale. Ea este și ea zborul, se taie cordonul umbilical și ea devine un bun al lumii. Orice autor, și cred că ești de acord că nu suntem în comunitatea aceasta a autorilor, orice autor consideră că singura carte de pe lume e cea la care scrie el, la care scrie în clipa de față, în momentul acesta. Celelalte nu există, nu contează. Cărțile altora sunt minunate pentru lectură, ca să le citești, iar cărțile tale au dispărut. Ele nu mai sunt cărțile tale, ele sunt cărțile tuturor. Da, exact păstrând comparația pe care ai făcut-o mai înainte, te protejează? Te simți protejat de literatură, de opera ta? Um, nu, eu nu gândesc în acești termeni de protecție sau de de altceva. Pentru mine, a scrie înseamnă a trăi, a scrie înseamnă a trăi ca pe un fel de banda lui Möbius sau ca mâinile acelea ale lui Escher, care se scriu una pe cealaltă. Și atâta tot. Asta mi ajunge. Eu nu știu dacă mă protejează ceea ce scriu, dacă scriu dintr-un sentiment de vulnerabilitate personală. E posibil, dar nu mă preocupă lucrul acesta. Ceea ce mă preocupă pe mine este să las acea putere care mă acaparează în momentul în care scriu, să o las liberă, să o las să acționeze, să funcționeze. Am spus-o de multe ori. Un autor practic călărește pe propria sa minte, ca un jocheu, este ca un jocheu. Un autor nu este nici responsabil și nu este nici, cum să spun eu, creatorul fericit al unei cărți. El doar călărește pe un cal care poate fi câștigător sau necăștigător, dar care este altceva decât el însuși, decât ego-ul său, decât propria sa personalitate. Este mintea sa, care este întotdeauna mai inteligentă și mai vastă decât ego-ul. Și eu zic că bunii autori sunt cei care nu numai că nu dau pinteni proprii lor minți pentru a face ceva. Și, într-un fel, levitează deasupra calului, deasupra celui care câștigă, de fapt, cursa, cel care nu atinge niciodată acest cal, cel care îl lasă liber, să respire liber. Și eu cred că scriitorii, pe care eu îi admir cel puțin, scriu cărți unde se simte bucuria minții, bucuria acestei entități mai mari decât tine însuți pe care tu o poți numi subconștient, poți, o poți numi un fel de supraminte, o poți numi inspirație, o poți numi Dumnezeu chiar, o poți numi oricum. Deci este ceva în integrat în acest proces de, 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 uh, al scrisului, ca să spun așa, care, de fapt, are contribuția cea mai mare și cu cât el crește, trebuie ca tu să scazi. Da... Uh. Ai vorbit și de Ahile, de lancia lui Ahile, dar e și la celălalt, aproape clișeu, călcâie lui Ahile. Uh, literatura nu îți oferă, nu oferă către ceilalți o vulnerabilitate, vulnerabilitatea ta ca om, pentru că uh, literatura, prin literatură, destui te-au atacat. Nu pe tine, scriitor, ci pe tine, omul Mircea Cărtărescu. Țin minte că la un moment dat un critic te ataca, după apariția primului volum din jurnal, tu scriai acolo că omorai furnicile, copiii fac lucruri de-astea, și aha, era sadic, omora furnici în copilărie. Tu scriai, Că din când în când na, te mai vizitează câte o depresie sau o deprimare, aha, are probleme nervoase. Deci, tu îți indicai vulnerabilitățile, iar el se bucura să pună arma și să tragă exact în punctele nevralgice. Și nu e singurul care a făcut așa. Na, au fost uh, oameni care au luat uh, uh, citate din uh, spuse ale personajului și ți le puneau ție în gură. Deci ești conștient probabil că, dincolo de uh, termitieră, de fapt, literatura îți uh, pune pe tapet vulnerabilitățile. Dar astea nu sunt probleme, Cezar. Astea nu sunt probleme ce spune un critic sau ce spune altcineva. Um în definitiv nu poți place tuturor și nici nu este un ideal să placi tuturor. Eu mă consider un autor de nișă. Mă consider un autor care place unor oameni a căror, știu o formulă interioară din întâmplare seamănă într-un fel cu a mea sau cărora cărțile mele le spun ceva. Dar accept și sunt foarte bucuros că există multe alte puncte de vedere. Ei, Dar mă bucur, mă bucur că ai adus în discuție jurnalul, care pentru mine este mult mai important decât e probabil pentru alții autori care scriu jurnal sau pentru oamenii care se gândesc în general la ce înseamnă să scriu un jurnal. Pentru mine jurnalul este cel mai important lucru pe care îl scriu. De fapt, cred că, într-un fel, n-am scris niciodată decât jurnal. Toate, toate scrierile mele, toate așa zisele romane, deși eu detest acest cuvânt și cred că n-am scris niciun roman niciodată, toate poemele mele, toate eseurile, sunt, de fapt, atât de personale încât, până la urmă, nu sunt decât fragmente dintr-un jurnal pe care eu îl scriu, începând din. 15 septembrie 1973, când am avut prima, prima intrare în jurnal, ca să zic așa, și până în ziua de astăzi, până chiar acum câteva ore. Jurnalul este pentru mine un fel de a doua natură, un, un al doilea eu și aș spune eu că este ca un fel de tulpină a unui, a unei, a unui arbore sau unui, a sau unui pom ale cărui ramuri sunt celelalte scriere ale mele. Ele toate uh, își trag seba din acest jurnal, care este, într-un fel, cum ar, cum ar zice Simona Popescu, exuvia mea. Uh, din când în când, uh, unele viețuitoare, știu eu, uh, reptilele, dar și unele insecte, crabi și așa mai departe, năpârlesc. Își lasă exuvia, își lasă uh, efigia, Sub forma unei, unei cruste goale, uh, și uh, uh, rămân exact cum spui tu, un termen pe care probabil te obsedează și pe care l-ai folosit foarte des: rămân foarte vulnerabile, rămân omenești prea omenești, rămân în pielea goală, cum se zice, ba chiar mult mai mult pentru că nu mai au nici piele. Uh, și în felul acesta, ele. Sigur că, sigur că sunt la, la dispoziția, la discreția oricărui prădător, dar exuvia aceea nu este numai ceva ce va pieri. Este un lucru foarte important, este ce rămâne de pe urma lor. Este, sunt cărțile noastre, sunt scrierile noastre, este jurnalul, în primul rând, care este o exuvie continuă, o desfășurare continuă de de piele, de pe, această, de, pe acea, de pe viața noastră, ca să zicem așa. Da, dar în jurnal, în, momentul, în momentele de uscăciune, în care uh, uh, aveai blocaje și nu mai puteai să mai scrii literatură, jurnalul nu se era de ajuns și te plângeai. Da, pentru că jurnalul meu, cel puțin, uh, răspunde unor necesități multiple, nu? Este și un uh, zid al plângerii, printre altele. Este și un poligon de tir, de încercare, nu? Este și un loc în care eu juisez, ca să zic așa, mă bucur de niște lucruri. Are foarte, cum să zic, foarte multe trăsături, dintre care unele sunt, sunt chiar, chiar opuse. Unde să mă plâng dacă nu în un jurnal, care este cel mai apropiat obiect de propria mea ființă? Nu găsesc atât de des pe cineva pe umărul căruia să plâng. Jurnalul este făcut și pentru asta. Trebuie să îți arăți acolo negativitatea. De fapt, jurnalul este un fel de. cum să spun? Un, un, o amprentă negativă în, în gips a, a mâinii tale, a feței tale, a corpului tău și așa mai departe. Deci, acolo, în, în clipele fericite, în zilele fericite, când simți că respiri sub un cer albastru, sub un soare strălucitor, cum să te duci să scrii în jurnal? Te duci să scrii în jurnal când ești nefericit, când ești la pământ, când stai ghemuit și plângi pe covor. În momentele astea scrii în jurnal. Este absolut firesc, jurnalul este negativul vieții tale, este ceea ce îți absorbe o travă din trup, într-un fel. Și este absolut normal ca jurnalele să prezinte această imagine în negativ. Așa este jurnalul Virginiei Ulf, așa este jurnalul lui Kafka, așa este jurnalul lui Gombrowicz. Dacă, dacă, ai, dacă ai crede că ele sunt fotografii adevărate ale personajelor respective, ai zice că toți aceștia sunt niște monștri. De fapt, sunt negative. Unde ceea ce este alb este negru și ceea ce este negru este alb. Nu știu, tu poate ții minte filmele din... Copilărie pe care noi le, le rulam și ne făceam, așa, un fel de unghii lungi din ele, și care erau negative. Și se vedeau bunicii noștri cu părul negru, ei, ei fiind cărunți, se vedeau cu părul negru cu fața, de asemenea, întunecată, dar cu ochii albi. Era foarte straniu pentru mine când eram mic. Da, dar e cu atât mai regretabil când, bazându-te pe această, acest negativ, acest gips uh, uh, întors, cineva profită și de rea credință te lovește exact în zonele acelea. Pe tine te deranjează, nu? Nu ești insensibil la atacuri totuși, din câte știu. Cezar, nu mă deranjează. Nu? Nu mă deranjează, nu am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. De multă vreme nu am astfel de probleme. Și sper că m-am vindecat pentru totdeauna de ele. Sigur că pe vremuri când eram... Mai, mai tânăr suferam, suferam pentru fiecare zgândăritură din aceasta. Eu sper că am ieșit din, din zona asta de turbulențe. Sper că am ieșit din ea și sper că voi ateriza safe până la urmă. Nu m a mai întrebat despre lucruri din astea, pentru că, realmente, ele nu mai sunt în mintea mea. Asta e bine. Uite, am să te întreb despre un lucru plăcut. Uh, nu știu dacă ai citit uh, articolul lui Andrei Pleșu de săptămâna trecută din Dilema. Era despre. Dar o să vezi despre ce. L-ai citit? Nu l-ai citit. Uh, zice el. Nu e zis să nu fiu întrebat cu cine votez, ce cred despre X sau Y, cum apreciez cu tare sau cu tare situație, dar nimeni nu mă întreabă dacă sunt fericit. Este un articol despre fericire. Um, asta te întreb. Ai, în primul rând, ai vrea să fii întrebat dacă ești fericit? Definitely not. <laughs> de ce? Ți se pare o chestie mult prea intimă? Da, este o chestiune intimă, zic eu. Prietenii de obicei nu te întreabă dacă ești fericit. Și nici nu are sens să te întrebe lucrul acesta. Când ești fericit într-un fel nici nu ai atât de multă nevoie de prieteni, ci doar de amici, să spunem așa, ești fericit să bei o bere cu ei, să ieși la o grădiniță seara în serile bucureștene, atât de frumoase serile de vară, ai nevoie acută de prieteni, din potrivă, când ești la pământ, când ești depresiv, când ochii tăi plâng, când nu mai știi ce să te faci și unde să te ascunzi. Atunci ai nevoie de prieteni și uh, întrebarea pe care o aștepți de la oameni este: Ești nefericit? Pot să fac ceva? Pot să te ajut cu ceva? Măcar să ieșim și să stăm de vorbă. Uh, și tot ar ajuta. Deci, eu cred că uh, întrebarea dacă ești sau nu fericit este, așa cum ar spune Wittgenstein, irelevantă. Pentru mine n-ar avea niciun sens să vină cineva să mă întrebe acest lucru. Pentru că. Dacă aș fi fericit cu adevărat, sigur că nu aș avea nevoie să fiu ajutat, iar dacă aș fi nefericit, vreau să, să fiu întrebat: Ești nefericit și de ce ești nefericit? Ok, ești nefericit? <laughs> În momentul ăsta, și mi-a ridicat o minge la fileu, sunt foarte, foarte fericit că sunt aici. Mă bucur foarte mult. Mă bucur mult de prezența dumneavoastră. Sunt recunoscător celor de la Filit care m-au invitat la acest festival minunat din câte am văzut până acum și îi doresc foarte, foarte multe ediții de acum încolo. Mă simt și stânjenit pentru că, să vă mărturisesc, mi-ar place mai mult să fiu în sală și să ascult pe altcineva. Sigur că ăsta este un loc pentru, pentru Hertha Müller, în orice caz, pentru. Norman Manea, în orice caz, pentru, știu eu, regizorul filmului pe care îl știm cu toții, în orice caz. Pentru mine, mai puțin, eu nu mă simt un om atât de important ca să fiu în fața câteva sute de oameni care mă privesc, ca să simt antagonismul acesta între noi, dar și vibrațiile pozitive care vin dinspre dumneavoastră. Tare mult aș vrea să fiu în public și să mă adăpostesc în mulțime și să pot privi ce se întâmplă pe această scenă. Nu e prima dată când sunt pe scena asta, din fericire. Nu sunt chiar cu totul nefamiliarizat cu ce se întâmplă aici. Acum exact 35 de ani am mai fost o dată aici pe scenă la faimosul Colocviu Național de Poezie din Iași, probabil cei cel puțin de vârsta mea. Din sală și mai aduc aminte, când o mulțime de poeți din acea vreme, între care Augustin Doina și mulți alții au venit aici și au incendiat, într-un fel acest, acest teatru, spunând lucruri foarte greu digerabile de către oficialitățile epocii. Atunci am fost și eu aici pe scenă și am citit o poezie. Da. Apropo de ce spuneai, că într-adevăr, da, suntem în fața unui public, nu vorbim numai noi doi față în față, ca între doi prieteni. Suntem, e vorba de un discurs în spațiu public și se poate considera că a vorbi despre lucruri prea, lucruri interioare, care țin de interioritatea noastră, ar fi indecent. N-a zice, pentru că indecența e în altă parte. În spațiu public vedem tone și tone de vulgaritate, de indecență la propriu. Ori dacă ne rușinăm... Uite, am să-ți dau un ultim, un ultim citat din textul respectiv al lui Andrei Pleșu. Am ajuns să evacuăm din spațiul nostru de comunicare tot ce privește tulburarea noastră lăuntrică, zbaterea cotidiană, mereu nemărturisită, pe care suferințele, iubirile, spaimele noastre o întrețin mognit, din coace de cuvinte. Nu ne rușinăm să consumăm la lumina zilei secrete de alcov, dezvăluite de tabloide sau de picante emisiuni de divertisment, dar suntem pudici cu sentimentele noastre cu depresiile noastre, cu euforiile și neliniștenile noastre. Eu sunt de acord cu, cu ce spune pleșu, de asta l-am și citat și mi-ar plăcea să uh, nu ne rușinăm cu lucrurile până la urmă omenești și frumoase, adevărate din, din noi. Da, nu știu. Uh, Poate părea un discurs așa, lacrimos, da, nu, pășunist. Nu știu. Nu știu uh, uh, sau... Bineînțeles că știu la ce se referă Andrei Pleșu, dar uh, lucrurile acestea nu, nu mi, mi ocupă mintea, nu mi le mai ocupă de foarte multă vreme. După cum știi, de doi ani n-am mai scris uh, jurnalism, de niciun fel, nici politic, nici de alt uh, fel, pentru că, de fapt, ceea ce mi-a umplut cu totul mintea, probabil publicul își dă seama de lucrul acesta, este lucrul la o carte. Uh, eu, de fapt, m-am retras din viața publică, nu numai din cauza unor... Fapte care țin de sfera politică și pe care, conform, conform ideilor lui, lui Maiorescu și ale Junimiștilor, nu țin de spiritul Junimic, ca să zicem așa, deci n-aș vrea să le amintesc nici aici. M-am retras, în primul rând, pentru că, sau din două motive. Pentru că întotdeauna eu am fost un recluziv, de fapt, și faptul că am ieșit în spațiu public a fost așa un fel de act de bravadă pentru mine, pentru o vreme, care nu mi s-a potrivit și nu, nu m-am simțit bine în pielea jurnalistului politic, să spunem. Și în al doilea rând, pentru că am descris o carte. De fapt, asta este, mele din câte Este am lucrul cel mai important pe care eu îl fac acum. Pe mine nu mă mai interesează nimic altceva. Este singura carte din lume. Sunt atât de îngropat în ea, atât de vârât în ceea ce vreau să fac, mă chinuiește atât de tare, Mă, cum să zic, mă, mă, mă stoarce, cum spuneai tu, atât de tare. Încă nu mă mai interesează. Nu mă, eu nu mă mai uit la televizor deloc. Televizorul este închis. Mă mai uit la Doctor House, eroul meu. Și nu mă mai interesează ce se întâmplă, tot zgomotul și furia aceasta a lumii, pentru că eu m-am închis în casă, între pereții camerei mele ca să scriu această carte. Prima mea carte serioasă după Orbitor. Pentru că gândiți-vă, după Orbitor au trecut după al treilea volum publicat din Orbitor, au trecut câțiva ani buni. Și dacă, dacă tu vorbeai de vulnerabilitate și de nesiguranță, am să spun că nu, nu în timp ce scrii o carte ești vulnerabil și ai un sentiment de nesiguranță. Ai un sentiment de panică Poate l-ai simțit și tu și cred că îl simte orice autor. Ai un sentiment de panică, ai atacuri de panică în momentul în care nu scrii. Cel puțin eu sunt așa. Mie mi-e frică de momentul în care termin o carte. Mie mi-e frică de lunile care urmează. Mie mi-e frică de anii care, care urmează. Anii aceia goi, insuportabili. Cum ți gestionezi? Este foarte greu. Este teribil de greu. Eu am încercat în, în anii după ce am terminat Orbitor, o carte care m-a ținut, ocupat 14 ani. Uh, am scris cărți mai simple Am scris cărți în care îmi puteam odihni mintea Dacă continuam cu orbitorul unde aș fi ajuns uh, Probabil n-am mai avut această discuție acum uh, Și am scris cărți mai simple uh, Am scris o carte pentru copii Enciclopedia zmeilor Am scris o carte, mă rog, foarte discutată Dar care pe mine mă satisface De ce iubim femeile Am scris uh, Frumoasele străine O carte de călătorii până la urmă am scris cărți de, știu eu cum să le numesc, eseuri autobiografice, ochiul căprui al dragostei noastre și alte lucruri pe care eu le consider nu neapărat necaracteristice pentru scrisul meu, dar le consider um, minore, le consider scrise în registrul minor, um, ceea ce nu înseamnă mărunt sau mediocru sau mai știu eu cum, ci într-o altă tonalitate decât cărțile mele celelalte. Și acum am simțit nevoia. Tonalitatea foarte, minoră e tristă. Da, foarte puternică să scriu din nou ceva în care să mă implic, așa cum m-am implicat în nostalgia, în orbitor, în levant, în alte scrieri, cu tot corpul meu, din toate puterile mele. E vorba de volumul anomaliile mele, nu? Da, nu are încă un titlu, decât un titlu provizoriu. În jurnalul meu figurează sub titlul Viața mea nocturnă sau anomaliile mele. Ar fi trebuit să fie o carte de tranziție, un fel de autobiografie ficțională, imaginară. Și până la urmă, spre marea mea surpriză și spre marea mea disperare, s-a transformat singură, fără intervenția mea și fără împotriva voinței mele, aș vrea să spun, S-a transformat într-o carte, uh, aș spune eu, fundamentală pentru mine. Într-o carte în care, mai mult ca oricând, de la travesti încoace, cu care seamănă într-un fel, uh, inima mea s-a dezgolit, cum spunea Baudelaire. Uh, nu există, cred eu, sau cel puțin eu nu sunt capabil de o dezgolire mai mare. Este o carte în care mi-am privit viața nocturnă, viața... Uh, Ascunsă. Onirică, viața psihică interioară, viața subconștientă, să spunem așa, cu o luciditate care pe mine însumi m-a înspăimântat și mă înspăimântă în continuare, fiindcă această carte nu este terminată. Și ea s-a dezvoltat incluzând nuclee de care eu nu, nu, nu fusesem preocupat niciodată, nuclee, ale, nuclee romanești. Biografii pe care eu le-am transformat foarte mult, de pildă biografia lui Mina Minovici, biografia lui Nicolae Vaschide, primul cercetător român al visului, care a publicat în 1907 o carte despre vise fabuloasă, biografia lui George Bull, de pildă, marele matematician, inventatorul logicii matematice, biografia lui Ethel Lilian Voinic. Acum veți crede că sunt foarte, foarte divergente între ele. Ei nu, am găsit puncte în care ele converg. Și lucrul acesta mă nebunește pentru că această carte nu mai vrea să se termine. Am terminat, am trecut de 600 de pagini și eu scontesc că mai am încă 150 de pagini de scris. Nu era deloc în, în jocuri, ca să zic așa. Eu aș fi vrut să scriu o carte de maximum 200 de pagini despre structura mea interioară pe care încă nu o reflectasem în celelalte cărți. Ar fi fost, dacă mutatis, mutandis, consideratis, considerandis și așa mai departe, dacă orbitor ar fi fost Ulise, cartea la care scriu acum ar fi fost un fel de fine wake, adică cele șase ore care lipsesc din ziua completă a lui Leopold Blum. Așa ceva aș fi vrut să fac, până la urmă, spre disperarea mea, iese altceva. De aș fi deci e o carte să înțeleg, în care te întâlnești cu tine însuți, cu tine cel din adânc și chestia asta te sperie. Da, pentru că te este te sperie întâlnirea cu, cu tine, cu deci alte rego ăsta, e ca în Twin pix când apărea bob în oglindă. Da, este, da. Este uh, ca în uh, schemele acestea labirintice, nu? Uh, uh, parcurgi un labirint și în mijloc te întâlnești cu monstrul, cu minotaurul. Dar acesta este întotdeauna tu însuți. Deci este ca și când în orice labirint ar exista o oglindă și cel cu care te confrunți ești tu însuți. Eminescu are un poem care mi se pare crucial pentru opera lui și care de multe ori este trecut cu vederea, se numește Vis, în care personajul plutește pe un râu și ajunge pe o insulă. În mijlocul insulei este o domă. Motiv esențial, Minescian, o domă, un, un pântec, nu? Și personajul intră în domă și uh, aude niște cântece stranii și vede o figură cu un văl pe față, înaintând către el. Prin tristul zgomot, se arată încet sub văl un chip ca în somn, cu o făclie în mâna pală și în albă mantie de domn. Și urmează o strofă absolut teribilă și ochii mei din cap în gheață, un tremur prinde corpul meu, eu îi smulg vălul de pe față, tresar, încremenesc, sunt eu. Deci această întâlnire cu tine însuți este lucrul cel mai teribil care ți se poate întâmpla. Cum știi, în orice castel din basme se spune personajului, poți intra în toate camerele, dar într-una dintre ele nu poți intra. Și firește că el încalcă întotdeauna această interdicție, deschide și acolo găsește un butoi cu nouă uh, uh, cercuri Cercul. de fier și plesnește câte un cerc și până la urmă iese monstrul. Deci uh, în romanul travesti pe care l-am scris acum 20 și ceva de ani și în acest roman pe care îl scriu acum, încerc să fac acest exercițiu de sinceritate până la capăt. Să mă privesc în ochi pe mine însumi așa cum sunt cu adevărat. Uh, și cred că acesta este adevărul meu profund și interior, pe care l-am căutat întotdeauna și peste tot. Deci poate fi o formă de autoterapie? Este foarte posibil, pentru că, iarăși mă refer la cazul Eminescian, în cazul lui Eminescu, această, acest split, această pleznire a personalității în două uh, egouri, care se confruntă ca, ca prin oglindă, se privesc ochi în ochi cele două egouri, este lucrul cel mai important. Deci această fisură din mijlocul personalității care dă seama și de toată opera lui Eminescu de poezie și de proză, dar și de destinul său catastrofal, teribil, este se află în centrul operei lui și la asta se referă cu adevărat ultimul vers din Odan Metroantic ca să pot muri liniștit pe mine mie redămă. Deci este vorba de dorința de unificare a celor două euri care au pleznit la un moment dat. E, și sigur că Eminescu tângea după această terapie a, a scrisului pe care, care într-un fel, e, îl și, îl, și, e, îl și vindeca, dar îi provoca și enorm de multă suferință, enorm de mult venin, exact cum spunea Erherta Müller. Da. Bun, tu vrei și să citești ceva, exact cum a făcut și ieri Hertha dacă Publicul crede că, e, că ar fi frumos să-i fac acest mic dar al a, a două lecturi. Aș zice să fac acum o lectură din, dintr-un text care mie îmi place foarte mult și care se numește Mendebilul, un text foarte vechi al meu. De câte ori îl recitesc când spun puștul ăsta promitea. Păcat că nu s-a ținut de cuvânt. Și la sfârșit, dacă îmi dați voie aș citi din cartea care mie mi-e cea mai dragă din tot ce am scris, pentru că nu are prea mari legături cu celelalte. Acolo nu mai e vorba de dezvăluirea propriului eu, de lucruri de-astea grave și tragice, ci este o bucurie de la un capăt la altul, și anume din Levantul. Dar deocamdată aș vrea să vă citesc un fragment din, din Mendebilul și să vă spun înainte o mică poveste foarte frumoasă, mi s-a întâmplat anul trecut să mă întâlnesc după 45 de ani cu un prieten din copilărie. Nu-l mai văzusem niciodată. Ne-am întâlnit, a fost ca și când ne-am fi despărțit ieri. Salut, bă, salut, bă, ce faci? N-am avut nicio problemă după 45 de ani. Și ne-am plimbat pe alea circului pe unde ne jucam noi în copilărie și el mi-a spus, zice, ți-am citit și eu o carte, Nostalgia, zice, mi-a plăcut, zice, mai ales Mendebilu. Și zice, uh, am fost inspirat că ți-am dat titlul ăsta Mendebilul. Și zic, cum mi l-ai dat tu? Eu l-am inventat. Mendebilul ce poate să însemne, să însemne? Debil mental. Și el zice, nu-i adevărat. Nu înseamnă asta. Zice, tu nu ți-aduci bine aminte. Zice, numele de Mendebilul, pe care îl purta ca poreclă un copil din, din gașca noastră, din spatele blocului, venea de la un arbitru de fotbal. De la un arbitru spaniol, Luis, mi se pare că se numește de Mendebil, care a arbitrat jocurile României de la Guadalajara, din Campionatul Mondial din Mexic, din 1970. Și era un arbitru nebun. La un moment dat și-a scos fluierul din gură și l-a aruncat în capul unui jucător. <răză> și toată lumea zicea, ești Mendebil, în sensul că ești nebun, ești scrântit la cap. Și de aici cel mai scrântit dintre colegii uh, noștri cu care ne jucam a, a purtat, a căpătat numele Mendebil. Mi s-a părut foarte, un exemplu foarte haios de cum de banda aceasta lui Meubius, viața se transformă în literatură, fără să știi și literatura se transformă înapoi în, în viață. Și am să vă citesc aici niște fragmentul în care apar niște teorii ale acestui mendebil, un copilaj de 8 ani, dar care este un copil prodigios, un copil care nu se știe de unde apare și care devine un profet al găștii din spatele, din spatele blocului. Și iată ce spunea mendebilul. Aici voiam să ajung. Mă întreb în fiorat cum a fost posibil să-mi amintesc niște cuvinte pe care nu le puteam atunci înțelege și pe care credeam că le uitam imediat ce erau rostite. Unele dintre teoriile sale bizare contraziceau pe față ceea ce ne spuseseră părinții sau mai auziserăm și noi pe la emisiunile de popularizare științifică roza vânturilor la radio și teleenciclopedia la televizor. Dar mendebilul le umplea de înțeles și de farmec, nu știu cum, prin simpla sa prezență, prin voce și gesturi, lăsând la o parte că spusele lui în sine aveau ceva de altă lume. Cred că doar un fragment din tot ce am citit vreodată se poate compara în spirit cu ceea ce ne spunea atunci băiatul. Descrierea tărâmului fericiților din Fedon. Doar ca să vă, fa vă faceți o idee, notez aici numerotate Puținele astfel de teorii pe care mi le mai amintesc, rostite de mendebil în serile roșii ca flacăra sau în diminețile albastre cu ziduri galben-sclipitoare de la scara 1. 1. În capul meu, sub bolta țestei, se află un omuleț care seamănă perfect cu mine. Are aceleași trăsături, se îmbracă la fel. Ce face el, fac și eu. Când el mănâncă, eu mănânc. Când el doarme și visează, eu dorm și visez exact aceleași vise. Când el mișcă mâna dreaptă, o mișc și eu pe-a mea, pentru că el este păpușarul meu. Dar bolta cerului nu e decât țeasta unui copil uriaș, care și el seamănă perfect cu mine. Are aceleași trăsături, se îmbracă la fel. Ce fac eu, face și el. Când eu mănânc, el mănâncă. Dacă eu dorm și visez, el doarme și visează același vis. Pentru ca El să miște mâna dreaptă, este de ajuns să mișc mâna dreaptă. Pentru că eu sunt păpușarul Lui. Lumea din jur este la fel, pentru mine și pentru El. Și pe păpușarul meu și pe păpușa mea îi înconjoară câte un luță și lumpă și mimi și voi toți ceilalți și care sunt la fel ca voi. Capacul ăsta de bere de jos există și în lumea foarte, foarte mică a păpușarului meu și în cea foarte, foarte mare a păpușii mele pentru că totul e la fel. Dar în păpușarul meu există alt păpușar, care stă în țeasta lui și seamănă perfect cu mine, iar în el altul, și mai mic, și tot așa, la nesfârșit. Iar păpușa mea mânuiește o altă păpușă, mult mai mare, în a cărei țeastă trăiește, și care mânuiește și altă păpușă, și tot astfel la nesfârșit. Lumea lor e la fel ca lumea noastră. Eu însumi nu știu care din acest șir sunt în momentul în care vă povestesc acest lucru, un șir nesfârșit de păpuși și de păpușari vorbesc în lumile lor unui șir nesfârșit de copii folosind aceleași cuvinte. 2. Pământul este un animal cu gândire și voință, dar el are o voință mult mai mare decât a noastră, a celor care stăm lipiți de el. Păsările și fluturii au însă o voință mai puternică, de aceea pot să zboare, noi înșine, dacă ne încortăm voința, devenim ușori ca aerul. Mendebilul ne-a făcut și o demonstrație practică a acestei teorii. S-a așezat pe vine în holul scării 1, cuprinzându-și genunchii cu brațele și și-a dat capul pe spate. Apoi a strâns ploapele și a început să se încordeze atât de tare încât ne-am speriat. Fața lui nu mai avea în acele momente nimic omenesc. Tremura cu buzele strânse și obrajii literalmente umpluți cu sânge, ca niște saci brăzdați de vine albastre. După vreun minut, marțiganul și vova l-au ridicat până la taban cu câte un singur deget, așezați de-o parte și de alta lui. Ne-am jucat vreun sfert de oră, suflând dintr-o parte în alta, ghemul viu care, în poziție fetală, devenise ușor ca un balon. 3. Femeile nu se împreunează niciodată cu bărbații. Ele poartă în pântece o celulă. Când ating vârsta potrivită, vor să nască. Atunci dau drumul la treptele nașterii. Ele sunt acestea. Din celulă iese un purice, din purice un gândac, din gândac o broscuță, din broscuță un șoarece, din șoarece un arici, din arici un iepure, din iepure o pisică, din pisică un câine, din câine o maimuță, din maimuță un om. Femeile se pot opri la orice treaptă. Unele femei nasc broscuțe, altele pisici. Dar cele mai multe își doresc copii. El ar putea să nască o ființă mult mai minunată decât un copil, pentru că treptele nașterii nu se termină cu omul. Și mendebilul încheie: Eu am văzut o astfel de ființă. 4. Oamenii nu sunt toți de un fel. Ei sunt de patru feluri. Cei care nu s-au născut cei care trăiesc, cei care au murit și cei care nici nu s-au născut, nici nu trăiesc, nici nu au murit. Aceștia sunt stelele. Acest foarte scurt cuvânt, mendebilul a rostit printre ultimele, chiar înaintea de căderii sale. Văd efectiv în fața ochilor scena. Cred că era cam ora nouă seara și ne așteptam ca din moment în moment să ne auzim strigați din balcoane de părinți. Abia ne mai vedeam lucirea ochilor în umbra serii. Deasupra morii cerul era ca indigoul, foarte departe, sticla o stea roșie. Era cea de pe vârful casei scânteii. Mendebilul parcă presimțea ceva, pentru că nu avusese niciodată atâta suferință și dor și nostalgie, în voce, în voce, ca atunci când a ridicat brusc mâna și a întins arătătorul spre bucata de cer, împestrițată de stele de peste coșurile morii. 5. Acest, cuv acest cuvânt l-a rostit după ce a ascultat o ceartă între Paul și Nicușor care tocmai ieșiseră pe jos cu câteva stegulețe roșii și tricolore de hârtie de la defilare. Tata mi-a adus de la demonstrație 10 stegulețe, zicea Paul. Tata mi-a adus 50, zicea Nicușor. Ba mie mi-a adus tata 500 de stegulețe, zicea Paul. Și mie mi-a adus un milion de stegulețe, zicea Nicușor. Mie mi-a adus tata un miliard de stegulețe de la defilare, zicea Paul. Dar mie mi-a adus un catralion de stegulețe, zicea Nicușor. Mie mi-a adus 5 milioane de sute de catralioane de stegulețe, zicea Paul. Ba mie tata mi-a adus un infinit de stegulețe, zicea Nicușor. Și mie mi-a adus un milion de infinituri, tata, zicea Paul. Ba nu se poate, tata mi-a spus că numărul cel mai mare e un infinit, nu există un număr mai mare. Nu. Nu există un singur infinit. Există un infinit de infinituri pe linia asta de 10 cm există un infinit de puncte, dar pe aceasta de un metru trebuie să existe mai multe. Un infinit oarecare eu îi zic taur, pentru că am această punguță la gât pe care este brotat un taur și mi închipui că în punguță am un infinit, un univers întreg, în care sunt multe lunca a noastră. Dar ce e punguța asta pe lângă mine, care sunt făcut dintr-un infinit de puncte? Nu e decât un infinit mai micuț, și blocul ăsta e un infinit mai mare decât mine. În toată lumea nu există decât infinituri mai mari sau mai mici. Scaunul e un infinit, garoafa e un infinit, creta asta este un infinit. Infinituri care se înghesuie unul în altul, care se mănâncă unul pe altul. Dar există un infinit care cuprinde toate celelalte infinituri. Mi-l închipui ca pe o turmă nesfârșită de tauri. 6. După moarte, mergi pe un drum foarte lung care urcă mereu. Mergi, mergi și încetul cu încetul trăsăturile ți se schimbă. Nasul și urechile ți se retrag în carnea feței ca piciorușele unei scoici. Degetele ți se retrag în carnea palmei, iar mâinile ți se resorb în umeri. La fel, picioarele ți se retrag în șolduri și nu mai mergi, ci plutești de-a lungul unor pereți de cărămidă roșie pe care îți lași umbra ca un disc alungit. Ești atât de rotund încât devii translucit și începi să vezi în toate părțile deodată. Cât suntem vii, vedem doar ca prin crăpătura unei cutii de scrisori, dar după moarte vedem de jur în prejur, cu toată pielea. Plutind și privind zidurile tot mai apropiate de cărămidă, dar dintr-o cărămidă roșie, cărnoasă, ajungem într-un loc rotund. Acolo în mijloc se află o celulă, Căci ne aflăm în pântecele unei mame. Intrăm în celulă, și pe măsură ce se desfășoară treptele nașterii, privim prin ochii tuturor ființelor: ai puricelui, ai gândacului, ai broscuței, ai șoareciului, ai ariciului, ai iepurelui, ai pisicii, ai câinelui, ai maimuței, ai omului. Iar cu puțin noroc, ajungem să privim prin ochii ființelor minunate care urmează după om un mort vă privește prin ochii mei. 7. De fapt, al șapte la punct nu este o teorie, ci câteva rânduri scrise de mendebil cu litere mari, cu cretă de diferite culori, pe fața nete de ușor lăsată pe spate de ciment a transformatorului din colțul curții interioare. Probabil că se trezise într-o dimineață mai devreme ca să le scrie, pentru că ne-am pomenit cu ele în coastă, pe la mijlocul verii, cam la trei săptămâni după ce se mutase la noi în bloc mendebilul. El nu ne-a zis nimic despre isprava asta. După ce s-a convins că toți citiserăm rândurile respective, s-a suit pe scaunul său de metal și și-a continuat povestirea de unde o lăsase cu o seară în urmă, căci ce ajunsese la poveștile popoarelor Asiei. Să nu râdem de lumpă, să nu chinuim animalele, să nu ne căjim fetele, să nu jucăm prăjitroaca, să nu ne murdărim, să nu vorbim urât, să nu mințim, să nu ne pârâm, să nu ne certăm, să nu ne batem. Din momentul în care le-am văzut, am simțit că trebuie să ținem seama de aceste cuvinte. Ba chiar că există ceva în noi care ne constrânge să nu ne abatem de la ele. Timp de vreo două, trei săptămâni, nimănui nu i-a trecut măcar prin cap să facă vreunul dintre lucrurile interzise. Nu mai țin minte alte asemenea teorii. Spun așa pentru că nu știu cum altfel aș putea numi. Dar cam toate erau în spiritul acestora de mai sus. Pe noi ne fascinau, pentru că erau substanță din substanța copilului, Trebuia să-l fi auzit vorbind și mai ales să-l fi văzut gesticulând. Trebuia să fi simțit farmecul și spaima și melancolia acelei seri. Parcă priveam un film ciudat, în culori stinse, de la cafeniul la Cenușiu și la grenaul mori și verdele negru al frunzelor de salcâm. Nu mai spun că, întrerupându-se dintr-o povestire oarecare cu arabi și caravele, ne lăsa pregătiți pentru revelație, învăluiți în parfumul aspru al ficțiunii. Avem aici uh, uh, niște amintiri din copilărie învăluite în. Parfumul aspru al ficțiunii, puternic ficționalizate, te-aș întreba dacă uh, realitatea ficționalizată din carte nu iese înapoi în realitatea reală. Adică, ți s-a întâmplat să ai amintiri contrafăcute? Știi cum sunt amintirile contrafăcute? Ți se arată o poză de timp, eu eram, tu erai copil, îți arată părinții eventual, erai la doi ani și ți se spune, uite, înainte de poza asta, da, erai plâns că tocmai te lovisești la genunchi și nu știu ce, tu n-aveai cum să-ți amintești de la 2 ani, dar tot spunându-ți se chestia asta, ai impresia că ți-amintești, da, da, așa era și ă, asta e o amintire contrafăcută. E, vreau să te întreb, amintirile puternic ficționalizate din Mendebilu și din Nostalgia devin realitate? Încep să ți le amintești? Mai știi ce este realitate și ce este ficțiune? Poți să împarți lucrurile? Acum, Cezar, ca să o întorc puțin pe glumă înainte să-ți răspund cu adevărat, vreau să spun că nu întotdeauna ieșirea ficțiunii în realitate este plăcută. De multe ori este. Mă întâlnesc și acum foarte des cu foștii mei prieteni din spatele blocului și care îmi spun: Sunt foarte bucuros că m-am descoperit acolo cu nume numele meu, Vova, Paul și așa mai departe, Nicușor. Și, într-un fel, ei se simt. Ciudat, dar plăcut într-un fel, pentru că au devenit personaje ale unei, ale unei scrieri. Dar mi s-a întâmplat și următorul lucru, de care au parte destui, destui autori, din păcate, dacă nu sunt destul de prudenți. Că de asta scrie la începutul cărților americane, personajele din carte sunt fictive. Noi nu știm încă această lecție foarte bine și iată ce se poate întâmpla. Acum 4-5 ani, am fost invitat de Eugen Negrici să facem o discuție literară la o cafenea din București. Și am mers acolo, era înaintea filmărilor, ne-am așezat pe scaunele noastre și vine sunetistul să-mi bage la valiera pe sub cămașă. Și în timp ce făcea acest lucru, sunetistul îmi spune următorul lucru la ureche. Sunt eu, Bibicu, nenea Iancule, nu mai poftești? Am tresărit, M-am uitat la fața lui, nu-l cunoșteam, nu știam cine e. Zic, ce a spus? Cum a spus? Și el zice, sunt eu, Bibicu. De 15 ani aștept momentul ăsta să-ți dau două perechi de palme. Îi <răzări> uh, îți dai seama ce șoc am avut. M-am uitat încă o dată la el, n-am recunoscut nimic între sătul lui. zic, dar cine sunteți dumneavoastră? Ce e chestia asta? Și zice, nu mă recunoști? Și zic, nu. Zice, sunt măgălie. Zic, cine? Măgălie pe care mai poreclic gămălie într-una din cărțile tale și ai zis că sunt un cretin. Vă dați seama în ce situație eram. Nu știam cum să reacționez. Zic că ăsta chiar vrea să mă bat acum înainte de, înainte de, emisiune. Și până la urmă, având eu niște skill așa de împăciuitorist, pe care mi le am exersat de multe ori, am reușit să-l aduc la sentimente mai bune, dar omul era foarte pornit și pe bună dreptate. Îi dau dreptate. Acum nu mai fac lucruri de felul ăsta. Încerc să schimb numele cel puțin ale, al personajelor, pentru ca lucruri de felul ăsta să nu se mai întâmple. S-au întâmplat de multe ori. În mai trei, de Mircea Eliade, știi foarte bine că el a dat și numărul de telefon al lui Narendra Sen și așa mai departe. Și um, povestea te întrebam asta... exact da. când uh, uh, ficționalizezi da. și Ficțiunea ajunge să fie amintire contrafăcută. Știu ce mă întrebai, știu foarte bine și am să-ți răspund acum, de acum înainte. Într-adevăr, noi suntem memoria noastră, în primul rând. Asta suntem noi, cu adevărat. Dacă se fac clone după corpurile noastre, dar aceste clone nu au acest sistem foarte organizat care este memoria, fiindcă memoria nu e o pinacotecă, nu e o, nu e o bibliotecă. Este un sistem extraordinar de organizat în care fiecare element um, al, al, al minții noastre trimite la toate celelalte elemente. Memori, memoria nu e localizată într-o parte a creierului, este difuză. Este difuzată peste tot, e dispersată peste tot. Și există circuite neural, neurale uh, care dau seamă de culoarea roșu. Și oriunde apare culoarea roșu într-o amintire, se activează aceste circuite și așa mai departe. Deci, uh, creierul. Este o hologramă în cele din urmă. Această hologramă înmagazinează nu numai fotografii, să spunem, episoade reale care s-au întâmplat cu adevărat în viețile noastre, cum am fost într-o zi la Mătușa și nu știu ce s-a întâmplat. Ea înmagazinează amintiri străvechi care uh, nu sunt de același fel cu amintirile noastre mai recente, pentru că primul mecanism neural al nostru diferea foarte tare de celălalt. De obicei, când se face o nouă platformă de operare a unui computer, nu este eliminată cea precedentă, ci este doar închisă. Deci, cea precedentă există mai departe, dar este ca și când ar fi încuiată cu un cod pe care îl cunosc informaticienii, cei care proiectează, care fac aceste platforme. Este la fel cu primele noastre amintiri. Toate amintirile noastre din copilărie, de la un an, un an jumătate, până la patru ani, noi nu, le, nu mai avem acces la ele, dar ele există acolo și influențează mai departe celelalte amintiri. Le colorează, le, le deformează. Amnezia după... infantilă, exact, de care vorbește după și la... uh, uh, aparatura pe care a, a scos-o la lumină Freud când a, vo a vorbit despre travaliul visului despre felul în care, prin diferite procedee, visul, într-un fel, încifrează, încifrează, pulsiunile interioare pentru ca tu să nu, le, să nu, le, recunoști cu adevărat și să nu fii extrem de traumatizat de ele, pentru că nu, nu poți accepta în mod conștient că dorești să te culci cu mama ta sau dorești să îți ucizi tatăl, complexul Edip este la fel cu primele amintiri care atâta cât pot rupe în viața noastră conștientă nu au niciun fel de posibilitate de a fi distinse de vise primele amintiri și visele sunt la fel nu știu dacă ai observat lucrul acesta primele amintiri apar ca niște vise iar visele au legătură evidentă cu primele noastre amintiri Ești așa fascina de vise da, eu sunt cu adevărat un. Nu folosesc niciodată cuvântul mare în legătură cu mine decât în sintagma aceasta. Sunt un mare visător și am fost întotdeauna, în sensul propriu al cuvântului. Mama a fost în primul rând o mare vis și este în continuare, slavă Domnului, o mare visătoare. În fiecare dimineață ne povestea un vis atât de straniu, atât de colorat, după care întotdeauna punea întrebarea asta retorică. ce fi? Ciofi, parcă o văd acum în fața ochilor, și acum spune același lucru. Ciofi, după fiecare vis, ce o însemna? Dar această întrebare arată faptul că omul simplu din popor este conștient de faptul că visul are o semnificație. Așa cum mulți dintre noi, intelectualii, începem să ne îndoim sau n-am crezut niciodată, nu? Eduard Panfil, de pildă. Spunea că visul este o, un simplu trash, că nu are nicio semnificație. Ei, eu sunt unul dintre oamenii care cred că visele au semnificație, că visele sunt de foarte multe feluri și pe diferite trepte de semnificație. Un, 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 un gânditor din antichitate recunoscuse mai multe astfel de trepte, între care... Primele erau vise inferioare, somnium, de pildă, sau visum chiar, erau inferioare, sublunare, și care nu aveau cu adevărat o semnificație. Celelalte, nivelul următor, erau vise trimise de îngeri sau de demoni și ele deja spuneau ceva despre tine și despre ceea ce te frământă, iar visul suprem era numit Orama și el era trimis de Dumnezeu, era un gânditor creștin. Acest vis era, aceste vise apăreau, puteau apărea în viața noastră de 3-4 ori, nu mai mult, și erau profund semnificative. Nu știu dacă tu ai un astfel de vis care te-a marcat pentru totdeauna, sau un vis recurent care ți se întâmplă foarte des, o dată pe lună, o dată pe an măcar. Eu sunt foarte, foarte vârât în acest labirint de vise și pentru mine el este la fel de real ca și viața de zi cu zi. De fapt, viața de zi cu zi mi se pare un, un vis recurent care uh, se amestecă, de fapt, cu toate celelalte. Pentru că, de multe ori, sunt întrebat: Dar uh, uh, care e granița între oniric și real și realism în, în ceea ce scrii? Și eu întotdeauna am spus: Eu nu percep această graniță. Pentru mine, visul este la fel de real ca realitatea. Pentru că, în definitiv, toți trăim într-un uriaș vis. Uh, așa cum știau romanticii foarte bine, așa cum au învățat suprarealiștii de la romanticii germani. De la ei au învățat suprarealiștii. Și așa cum scriitorii sud-americani au învățat de la suprarealiști prin intermediul lui Cortázar, care a fost placa turnantă între suprarealism și imensa literatură sud-americană din anii 60 și 70. Dar dincolo de literatură, în viața ta, visele te pun în legătură cu o realitate supranaturală? cum spunea gânditorul creștin? Cezar, nu aș folosi cuvântul ăsta, nu sunt uh, uh, dus cu pluta, ca să zic așa. Nu, stai puțin, că uh, ne sau speriem. Sau cel ne puțin speriem totul. să nu ne creadă lumea nebuni. Oare dacă spunem că vedem, uh, nu știu ce... Sau cel nu, puțin uh, cu totul nu sunt dus cu pluta. Uh, nu, visul pentru mine este uh, un spațiu foarte semnificativ am vorbit de Nicolae Vaschide, foarte puțin cunoscut, dar care avea o teorie proprie despre vis. El era unul dintre cei care experimentau naiv, își punea brânză cu mucegai lângă pernă noaptea ca să viseze, nu știu ce. Visă că bea apă, de da. pildă. Spunea cu mucegai da. merge un merlo. Un merlo, da. un Ponty, da. probabil așa ca lectură de seară. Uh, 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 și ideea lui era că nu imaginea este lucrul cel mai important în vis, că imaginea este un produs uh, secundar al emoției. Pentru el, visele erau elib eliberări de emoție, de fulări sau refulări câteodată, de emoție pură. Și emoția era rădăcina care crea imaginile, da. care crea imaginile acestea enigmatice și semnificative. Uh, tu, în jurnale, vorbești de despre niște entități care te vizitează. Ce sunt? Sunt vise? Sunt. Uh... Uh, iată cum stau lucrurile. Nu știu ce sunt și nici nu vreau să știu. Uh, timp de 20 de ani, acum de câțiva ani, m-au lăsat în pace. Probabil nu mai interesez. Uh, Timp de 20 de ani, să zicem la o lună, la două luni, am notat în jurnal toate aceste lucruri, am deschis ochii în miez de noapte și am văzut pe cineva stând pe marginea patului meu și privindu-mă. Am, cred că 30-40 de astfel de notații în jurnal scrise imediat a doua zi. Întotdeauna este o, o persoană. O pot desena, o știu foarte bine, o persoană oarecare. O femeie, un bărbat, uneori un copil. Foarte rar două persoane. Când am fost la Sinaia, la un moment dat, în camera în care am dormit, deschizând ochii am văzut doi bărbați, ca the man in black, așa? Doi bărbați îmbrăcați în negru. Habar n-am ce sunt. Imaginea asta rămâne câteva secunde rămâne clară, nu este fantomatică, nu poți să bagi mâna prin ea, nu este străvezie, sunt oameni concreți, ca și când ar fi, ca și când ai fi tu, de pildă. Eu i-am numit vizitatori. Nu știu ce înseamnă asta, nu știu ce cu ei, nu știu, știu doar că în clipele alea mi se par la fel de real ca oricine. Au fost perioade în care au, au apărut mai des, au fost perioade în care s-au rărit aceste apariții și spre marea mea ușurare în ultima vreme s-au rărit de tot. Însă, rărindu-se în realitate, sau au îndesit în ficțiune, pentru că eu am folosit toată această poveste în, în cartea la, în care scriu, la care scriu acum. Nu știu dacă... Eu n-am găsit în literatura de specialitate sau chiar în literatura propriu-zisă lucrul acesta. Sigur că am văzut viziune, am văzut halucinații, am văzut lucruri de felul acesta. De alte feluri, vreau să zic. Dar persoane umane, care stau pur și simplu liniștite și te privesc câteva secunde, asta n-am mai întâlnit. Și habar n-am ce înseamnă, drept să spun. Și nici nu vreau să mă gândesc și nici nu, într-un fel, nici nu mă interesează. Mi s-a părut interesant ca experiență, pur și simplu. Eu țin minte, așa dacă doar citeam, puteam să cred că sunt niște figuri de stil, sunt niște metafore, încercam să găsesc o explicație Uh, pentru aceste personaje, dar uh, la un moment dat am fost împreună, țin minte prin anii 90 la Tescani și te-am văzut a doua zi după ce am dormit la Tescani te-am văzut pf, pur și simplu transfigurat. Erai uh, aproape că te simțeai rău de, din cauza experienței prin care Și uh, dar hai să nu continuăm cu pe linia asta, că ajungem la, la spiritismul lui hd și uh, râde lumea de noi. Haide să, haide ai, să Ai ne și întoarcem. scris de altfel despre întâlnirea da, de la Tescani. Da, e adevărat că am scris. Haide să ne da. întoarcem la literatură, dacă bun. vrei. Bun, dar hai, stai, stai, stai numai da. puțin. Tu nu ești, tu nu, tu nu ești una, un ateu. Cum arată Dumnezeul tău? Te, te întreb pentru că, bun, nu vorbim despre, nu știu, spirite sau entități din acestea pentru că ne-ar putea crede lumea nebun, dar acceptăm că există Dumnezeu. Deci există o forță supranaturală. Dacă acceptăm că există Dumnezeu, nu ne mai crede nimeni nebun, nu? Hai să, să mergem pe teritoriul ăsta unde nu ne mai crede nimeni nebuni. Cel mai frumos lucru pe care eu l-am auzit spunându-se, un lucru care pare foarte banal, nu aparține de data aceasta creștinismului, ci aparține budismului zen. Eu cred că toate religiile, până la urmă, sunt unul și același lucru. Și se spune că un, un maestru Zen a fost întrebat ce este Zen, în definitiv. Și el a răspuns, e viața de toate zilele. Eu cred că este cea mai bună definiție a lui Dumnezeu. Dumnezeu este viața de toate zilele. Este tot ce ne înconjoară. Pur și simplu este realitatea. Nu este nimic altceva, după părerea mea. Este realitatea care ne înconjoară, care ne face să fim ceea ce suntem. Asta nu e un panteism, așa? Din punctul acesta de vedere, eu cred în fraza finală faimoasă a lui Wittgenstein, care spune, în finalul tractatului său, el spune: Nimic mistic nu se poate arăta în lume. Singurul lucru mistic este că lumea există. Este un lucru care pentru mine este extrem de important. Și nu vreau să merg cu această discuție mai departe, pentru că o să mă întreb de acum înainte dacă îmi iubesc mama, dacă îmi iubesc patria. dar pe linia asta simt eu că înaintăm. Bine. Aș putea să-ți dau un citat din ce ai scris tu din jurnal. E, și promit că este ultima întrebare dificilă. După aceea o să ne jucăm. O Parol, să mai propun un de, te joc. Ține de cuvânt. <laughs> da. Bun, din uh, jurnalul tău din 8 ianuarie 1998. Nu văd nimic înainte. Nu am nici speranțe, nici proiecte, nici dorințe. Nu am mai avut niciodată sentimentul ăsta al sfârșitului. Mă gândesc de multe ori la finalul comediei. Nici măcar nu mi se pare interesant. Moartea mea, stingerea conștiinței mele trezirea mea din visul ăsta inexplicabil. Tot ce mă făcea altă dată să încremenesc de teroare, acum îmi par ca verosimile, reale, factuale, lucruri care se vor întâmpla. Uh, și peste câteva rânduri mai notezi, mi se pare pur și simplu că am trăit destul. Asta se întâmpla, deci în 80 în 98, deci la 42 de ani. Acum, după 16 ani, Consider că ai trăit destul? După 16 ani, spui tu, mă simt mult mai bine ca atunci. De fapt, am și spus-o pe Facebook acum câtva timp, că. Dacă ai și cont de Facebook. Mai că nu. practic, da, de două săptămâni. Am vrut să văd și eu ce e acolo, în afară de fotografii cu pisici. Și acelea sunt trei sferturi din entriuri. Am spus atunci că. Niciodată nu m-am simțit mai bine în trupul și în mintea mea ca acum, când am 58 de ani. Practic niciodată n-am fost mai în formă. Când eram un puști, eram, mă lipeam de pereți, așa. eram un, un ins teribil de timid și teribil de complexat. Dacă se uita o fată în ochii mei, lăsam ochii în jos, nu puteam să suport privirile unei fete. Aveam sentimentul că sunt într-un fel, sentimentul ăsta romantic, că sunt într-un fel damnat, că voi trăi în recluziune toată viața și așa mai departe, fără familie, fără uh, niciun insert social. Ei, nu, lucrurile s-au schimbat uh, mult de tot. Uh, până la urmă, au urmat câteva decenii foarte fericite din viața mea uh, și uh, lucrurile au mers din ce în ce mai bine, uh, sau cel puțin m-am. Uh, Iluzionat că merg așa, până când, în momentul acesta, poate ai observat și tu, Cezar, poate ați observat și dumneavoastră, am ajuns foarte împăcat cu mine însumi. Am ajuns să nu mai am resentimentele de care tu vorbeai, să nu-i să nu mai uh, uh, urăsc pe critici sau pe confrații mei literari, să nu mai am nicio treabă cu nimeni, să încerc să fiu mai bun decât am fost să încerc să fiu mai uman, mai pozitiv. Ce te ajută să ajungi la starea asta de chietudine? E foarte simplu, m-a ajutat familia mea. Cred că e lucru cel mai important pe care îl spun acum. Eu am fost întotdeauna un familist convins și dacă Nikita Stănescu spunea că patria lui este limba română, eu pot să spun foarte limpede, patria mea este familia mea, m-au întrebat oamenii unde aș vrea să, să plec dacă aș pleca din România și le-am spus întotdeauna unde merge și Ioana, unde merge și Gabriel. Acolo vreau să merg și eu. Și cred că acest lucru mă face să mă simt la această vârstă la care unii cum să spun, încep să aibă depresiile, senectuții, mă face să mă simt foarte bine și foarte fericit. Asta e foarte frumos. Cred că... Merită niște aplauze. Și acum o să ne distrăm, ne jucăm. Te-ai jucat, probabil, făcând chestionarul lui Prust. Vrei să-l facem? Așa scurt. Chestionarul lui Prust. Da. Ok, l-am făcut de vreo 5-6 ori și de fiecare dată am dat alte, alte <laughs> răspunsuri, așa că nu cred în... Nu cred nici că e a lui Prust și nici nu cred că are vreo relevanță. Doar ca să ne distrăm ca joc de societate. Exact, ca joc de societate. Pentru că la un moment dat, exact ca în Flor, Fete, Filme și Bărb... sau Băieți, sau ca băieți. în oracolele școlare, te întreabă și culoarea preferată, și nu mai știu ce, și floarea preferată, o să vezi. Bun. Unu. Principala mea trăsătură. Um... Uite că mai ai blocat de la prima întrebare. Eu nu am trăsături, am mănunchiuri de trăsături. <laughs> Hai să zic așa la întâmplare, seriozitatea. Ești un om serios. Da. Am avut o discuție serioasă oricum, mult prea serioasă, da. de asta încercăm să o Mult, mult, -o mult prea serioasă, da. Te-a apăsat? Te-ai simțit stânjenit? Te-ai Nu, deloc, deloc, deloc. deloc. Eu răspund la orice întrebare. Da. Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. Bun, doi din chestionarul, sau așa zisul chestionar al lui Prust. Calitatea pe care doresc să o întâlnesc la un bărbat. Feminitatea. <laughs> Calitatea pe care o prefer la o femeie. Feminitatea. Ce prețuiesc mai mult la prietenii mei? Că există. Principalul meu defect? Of, oh, atâtea. Pe care să-l aleg? Kafka spunea că defectul fundamental al omului, păcatul fundamental al omului este nerăbdarea. Zic și eu ca și el. De multe ori sunt prea nerăbdător, alerg. Dacă am tot citat din John Lennon, mai citesc și acum. Children don't do what I have done. I couldn't walk, but I tried to run. Și eu de multe ori n-am putut să umblu, dar am încercat să fug. Îndelenicirea mea preferată. Să mărturisesc? Nu, <laughs> nu. No, no. O știm cu toți, e îndelenicirea preferată a tuturor fericirea pe care mi-o visez. Mamă, ce... Să termin nenorocita asta de carte. Care ar fi pentru mine cea mai mare nenorocire? Deja ziceam că ne distrăm, dar de fapt iar ne înfundăm în... Cea mai mare nenorocire... Sunt atât de multe. Sunt atât de multe care se pot întâmpla. Am, am și o poezie care se numește Te rog, adresată lui Dumnezeu, așa cum discutam noi acum, și în care îi spuneam: Te rog mult, omoară-mă și în clipa asta, oricând vrei tu, nu am nicio problemă. Dar nu mă îmbolnăvi de cancer, nu mă zdrobi căz, căzând de la etaj, nu-ți bate joc de mine, nu mă, nu mă rupe în două pe marginea unui lift nu face lucruri din astea absolut uh, oribile cu mine dacă vrei să-mi iei, să iei viața ia mi, ia -mi eu, ca în cazul lui Caragiale, în somn fără nicio, fără nicio problemă e un filmuleț pe net Dumb Ways to Die da. uh, Deci. Care cea mai să, mai nu, mare... să nu murim în mod care idiot care e cea mai mare nenorocire pentru mine uh, să-mi ia Dumnezeu mințile de tot, ca să zic așa <laughs> Locul unde aș vrea să trăiesc. Ai răspuns mai devreme, Am acolo răspuns. unde e familia mea. Aici, în sala asta, deocamdată. <laughs> Și acum, exact ce spuneam, dăstea de oracol, culoarea mea preferată. Albastrul. I'm blue. Floarea care îmi place. Uh, nu știu cum se numește, dar este ca niște lampioane, este, sunt ca niște lampioane de hârtie, roșii portocalii, absolut minunate. Am văzut de curând la Sfântul Gheorghe. Pasărea mea preferată. Nu-mi plac păsările, nici în farfurie măcar. Cineva, nu spui cine, persoană însemnată, a început o discuție cu mine, așa cum discutăm noi doi, întrebându-mă, Mircea Cărtărescu, te simți un albatros? Da. Și tu te-ai ridicat? Te-ai ridicat spus, de pe I-am spus, doamnă, mie nu-mi plac nici Nici păsările de baltă Nu-mi place niciun fel de pasăre E singura secțiune din muzeu Antipa La care mă duceam Unde mă duceam săptămânal când eram copil mm -hmm. Pe care nu o vizitam Pentru că mi se par păsările Mi se par total neinteresante În comparație cu insectele În fața cărora stăteam ore în șir Da Da și totuși, doamna a insistat, a zis, da, tăiați, reluăm. Întrebarea, Mircea Cărtărescu, te simți un albatros? Și tu atunci te-ai ridicat și emisiunea respectivă nu s-a mai dat niciodată da, pe post. Dar am reluat-o după câțiva ani și a ieșit foarte bine. Nu te-a mai întrebat cu da. albatrosul? Da. E ingenua. Hai să spun totuși, colibriul. Poftim? Da. Colibriul. Colibriul. Da. Prozatorii mei preferați. Aici e foarte greu. Da. Foarte greu, am tot vorbit de Kafka Hai să-l las doar pe el, că merită Da, la uh, Acum vreo lună, la festivalul Dilema Veche De la Alba Iulia L-ai pus pe Kafka exact în vârful Edificiului literaturii Da, pentru că el nu s-a numit niciodată Pe sine un scriitor, pentru că nu Scopul vieții sale, deși el era Numai literatură, nu era Să scrie romane, să scrie cărți Să scrie lucruri din astea Scopul vieții lui era să se transforme într-un text, într-un text nesfârșit. De fapt, romanele, el și le, sau ce numim noi romane, Castelul, Procesul, America și povestirile lui, erau parte integrantă din jurnale. El le scria în jurnal. De acolo ele au fost cele mai multe, în orice caz, au fost decupate și transformate, autonomizate, într-un fel transformate în scrieri autonome. După Nici nu aveau preferați... titlul măcar, până și titlurile au fost date de altcineva. Da de Max Brod, da. Întrebarea următoare, poeții mei preferați, e firesc. Poetul pe care îl iubesc cel mai mult, fără să fie deloc singurul și nici cel mai mare dintre ei, dar mie mi se pare o, o voce uluitoare, este Rilke. Rilke este poetul pe care eu îl iubesc cel mai tare. Deci nu niciun bitnic, nimic? Bitnicii sunt mici copii. Bitnicii sunt... Focuri de artificii. Ferlinghetti este un uh, discipol al, uh, al poeților francezi din anii 40-50. Uh, iar Ginsberg, care este firește cel mai puternic uh, dintre ei sau unul dintre cei mai puternici, este un Whitmanian. Este uh, cineva care a extrapolat, a, a transferat, a modificat extraordinar de puternicele versuri whitmaniene care vin direct din Biblie, nu? Schimbându-le sensul, schimbându-le cum se zice la matematică semnul, plus Asta, sau minus da. și transformându-le în, în urletul care a ieșit și care l-a făcut uh, faimos. Mare poet, dar eu fac distinția între mari poeți și, uh, și genii. Rilke a fost un geniu, după părerea mea. Da, deci crezi în geniu? Firește. Cred în geniu într-un anumit fel. Și anume, eu nu cred, deși m-am am, am exprimat împotriva ideilor mele în privința lui Rilke, eu nu cred că cineva este un geniu, cred că cineva poate avea geniu. Poate fi locuit de un geniu pentru o vreme. Deci un fel Și de acest poses, geniu posedare. poate să-l lase, să lase când este lumea mai dragă. Sunt uh, exemple din uh, istoria muzicii, din istoria literaturii, de inși care au scris sau au compus sau au pictat colosal până la o vârstă pentru ca după aceea să dispară cu desăvârșire. Chirico, de exemplu, mm -hmm. a, fost un, a fost locuit de un geniu în prima lui fază, în perioada metafizică, iar apoi a pictat uh, cai, uh, temple, lucruri de felul ăsta fără niciun pic de har. Da, interesant e că spaima asta de fapt îi vizitează pe foarte mulți artiști, deosebirea... scriitori. Asta este spaima fundamentală Inclusiv domnul acela foarte macho, Ariaga, de acum câteva seri, și acest domn care altfel ucide cu mâna goală numai cu cuțitul mistreții, chiar și acest domn are și el o spaimă. Păi, asta, <laughs> da. a, asta este asta esența, după părerea mea, a activității pe care o numim artă, în opoziție cu profesia. Scrisul nu este numai o profesie, sigur că are o bază foarte serioasă, care, într-o măsură mai mare sau mai mică, poate fi învățată la un curs de creative writing, de pildă. Dar uh, un profesionist, nu numai că își câștigă existența din profesia sa, dar odată ce a învățat să facă lucrurile pe care le face, poate conta pe asta. Până la pensionare. Un uh, tâmplar face mese și scaune la loco până la locomandă. Uh, el va ști întotdeauna să le facă. Dacă nu are un atac cerebral sau mai știu eu ce, care să-l dizabiliteze. Pe când un artist nu poate fi niciodată sigur că dacă a scris astăzi un poem, va mai scrie și mâine și toată viața lui. Este o mare diferență, și de aici această încărcătură de angoasă pe care o are și opera, dar și viața, destinul unui artist. Un artist niciodată nu este stăpân pe propria sa artă. Da, e foarte frumos. Aproape că -mi vine să nu mai continuăm cu prostioarele astea. Nu știu, eroii mei preferați din literatură, eroinile mele preferate eroii din literatură. Eroii mei sunt doi cocoși. <laughs> doi cocoși. Da. Unde bem? mergem să bem acolo. Da. Așa, compozitorii mei preferați, pictorii mei preferați, eroii mei preferați din viața reală. Hmm? Ai așa ceva? John Lennon este eroul meu. Este omul care m-ar fi disprețuit dacă am fi fost uh, contemporani și ne-am fi cunoscut. De ce, dar... crezi? De ce crezi că te-ar fi disprețuit? El îl, des îl disprețuia și pe Paul McCartney, dar minte pe mine. Uh, așa era firea lui. Uh, Paul McCartney spunea: uh, Dacă, dacă ți-aș fi spus că te iubesc, ai fi râs și ai, spus, ai fi spus că suntem lumi diferite. Cu atât mai mult ar fi spus despre un om, despre un șoricel ca mine, un om retras, un om fără sclipirea aceea extraordinară pe care o avea, o avea Lennon. Și pentru că am vorbit de Dumnezeu, aș vrea să, să spun că acest muzician, nu filozof, nu mistic, nu știu eu ce altceva, a dat una dintre cele mai frumoase definiții ale lui Dumnezeu pe care eu le știu. El a spus, în faimosul sau cânte God, care este extraordinar, e unul dintre marile cântece ale lumii, el a spus, Dumnezeu este conceptul prin care ne măsurăm durerea. Deci iată, iată un lucru fundamental, spus de acest om intuitiv, care nu, nu, avea foarte înalte studii, nu citise foarte mult, nu era, era el știa doar să cânte. Deci el, într-un fel, a ajuns la lucruri foarte, foarte adânci prin arta sa, care este o artă, să zicem, populară, între ghilimele, dar care el a adus-o până în locul comun cu, știu eu, marile eforturi de gândire ale lumii. Și în acest poem, în acest cânte, God, el continuă cu seria aceea a lucrurilor în care nu mai crede. Și care pentru mine este o serie fundamentală. El spune, nu cred în magie. Nu cred în aycing, în Niching, Nu cred în Biblie, nu cred în tantre, nu cred în yoga, nu cred în Buddha, nu cred în Isus, spune el la un moment dat. Nu cred în Beatles. Nu cred în Zimmerman, adică în Bob Dylan. Și apoi se lasă o clipă de tăcere extraordinară, după care el spune: I just believe in me, Yoko and me. That's reality cred numai în mine, în Ioco și în mine. Subscriu la acest final cu ambele mâini. Într-adevăr, singurul lucru care e concret, care este real, ești tu și apropiații tăi cei mai, cei mai de aproape, să spunem. În asta trebuie să credem cu toții, înainte să credem în toate celelalte lucruri. Gata. Ăsta mi se pare un final excelent. Nu vom termina totuși. Am... Mircea Cărtărescu a mai promis o lectură. O mai facem? O facem. O facem. Hai să o facem. Dacă mai avem timp. Acum nu suntem în direct, nu deci nu suntem exact. condiționați de asta. Și mie întotdeauna îmi place foarte mult să citesc din Levantu. Dacă aș visa o meserie așa cum Holden Caulfield visa că ar face toată viața lucrul ăsta, să păzească să nu cadă copiii într-o prăpastie să stea la marginea prăpastiei și copiii s-ar juca într-un land de secară și el ar păzi, ar fi the catcher in the rai. Eu aș fi the reader from Levantul. Asta mi-ar place să fac tot timpul, nu pentru că sunt foarte uh, infatuat așa și mândru de propria mea carte, ci pentru că această carte exprimă lucrul cu care eu mă identific cu totul și anume exprimă graiul muntenesc. Este o carte scrisă în graiul muntenesc, în primul rând, în graiul lui Bolintineanu și a lui Grigore Alexandrescu. Bolintineanu era din Bolintin, de unde e și mama, mă rog, din apropiere. Și eu am auzit, înainte să-l citesc pe Bolintineanu, am auzit acest grai, cu dezacorduri gramaticale, cum spune Bolintineanu, că trage spadele din teacă. Cu tot felul de lucruri care nouă ne par caragioase și care uneori... Mi se pare că descalifică oamenii. De fapt, e vorba despre un grai care are frumusețea lui extraordinară în această naivitate mexicană a sa. Aproape mexicană, într-un fel. Un grai uh, cu accente de mare, mare uh, inocență și ingenuitate, mergând până la de la sublim la ridicol, de la caragios la minunat. Și în limba aceasta am încercat eu să scriu uh, cartea asta care, cu care eu mă identific, într-un fel. Dacă m-ar întreba cineva ce sunt eu cu adevărat, aș spune, sunt Muntean. Sunt un Muntean. Asta sunt. Chiar dacă tata e din banat. Dar eu mă identific cu mama și cu linia ei. Și o să vă citesc un fragment, nu din asta, în care personajele ajung la o șatră. Și unde se întâlnește Iaurta, un pirat, șeful piraților, Chior, cu un singur ochi în frunte, cum se zice, se întâlnește deodată, spre uimirea lui, cu fiul său, Zotalis, pe care îl știa la Cambridge, unde învăța pe banii pe care îi procurat Aica sunt din scufundări de corăbii, și îl întâlnește deodată ca bulibașă de țigani. Și este foarte mirat de acest lucru. Scumpul meu cocon Zotalis, șopti grecul temerar, cum ședau pe perne grele la cahvea și mezelic, precând trupe și juca foarte dâmburic. Dracopil, venit aceasul ceasul, spovedanie să-ți fac. Da, ucis-am prunci în leagăn. Da, băut-am basamac. Scufundat-am la barcaze, gologan să ai atâția și icoane aruncate am cocinelor cu tărâțea. Toate sculele de aur încrustate în mărgărinturi, vase canelate, fine, de onixă și arginturi, patrafire, care scene din scriptură reprezint, petre scumpe, berlianturi, mirodenii, hiacint, sclave tinere, fecioare, doar de 11 ai, ce în zăbrele au să stea la vreun pașe în sarai, mirt, cafea de moca, verde, auriu tutun de pipă, stample, stampe lubrice de care japonezii facem pripă, dar ce ștofă inglesească, dar ce ceaiuri de chitai, toate, toate astea o doare pentru care prad și tai, iute spre făcute în lire și în grele guinee să te ție în facultate. Englitera să-ți dee, tot ce eu, practicălosul, nu a avut am nici de cum, că nu știu nici tatăl nostru, doar să nec și să sugrum. Și ce văz? În loc tu mintea să scăznești cu științe varii și cu vorbe încolăcite să sclipești în seminarii, de să strici în tolevantul gloria lui Cacavelas, în te-ai cu ăștia, care toată ziua le las, egipțienii, faraonii, balauache și dezmăți. Așa plată mi dai tu mie care pururi te răsfăți? Da, do, află că spre știință mă plecai, și o găsi fadă. Ea nici cum nu te învață ce să faci în târg, pe stradă. Filozofia acolo spune că nemica nu există. Doftorii prelatinește bâșbâiesc în carnea tristă. Darwin, tata Darwin, spune că ne tragem din gorili. Geometrii scrie cercuri. Când pe stradă vezi un mil cer și torce, nici vești minte au și nici ce pune în gură. Vezi familii muncitoare neclăite în beutură iar de cați în lume afli nedreptate peste tot, națiunile în lanțuri și în vârf cât un despot. Sclavii lumii este, ce are ei de-a face cu tabele, unde sinusuri, cosinus, sunt puzderii ca și stele? De precesie, ce știe, periheliu, echinox, nu le aduce mămăliga. Iată cruntul paradox lumii estea. De aceea, de tei foc bucoavnei vane, și pe urmele lui Byron o luai, în caravane de creștini ce merg alături până la Ierusalim. Întâlni pe drum o șatră și ca în șir hașirim, dragă în pică o jună mai, nurni, mai nurlie decât luna și cu sânii pui de ciută gemănați întotdeauna. Îmi legai pe camna framă și uite, mă făcui țigan. Ca acelea viața este fericită, de vultan. Bun, țigan, dar bulibașe, cum ai ajuns ai? Nu înțeleg. Oh, da, o, în viclenie, da, do că sunt fiul tău întreg. Către zorea cu volună, săr din paie și fac larmă, de se scoală toți lătarii ca la goarnă în cazarmă. Și mă înconjur. Vis avutam, avut am, dar hela ce trimis, dă din cer, de Dumnezelea. Să nu-mi ziceți zotalis și să nu mai hiu pe lume, de nu e adevărat. Însă eu nu mai minciune și gogoș le-am îndrugat ascultați lăiești la mine. Se făcea că străz gumbaș. Când tot cerul se deschise și văzui un îngeraș. Ce mi se propti înainte, cum vă văd și cum mă vezi. Ședea cu talpele goale, pe câmp, între căcărezi. Zieu, trimis în des în să te apuc de chică și din nor să-ți înainte, hastă lume minunată. Să-ți alegi o țărișoară unde șatra să-ți o și de vrei cu toți grămadă, în veci acolo să remâi. Terminând zisa zis a hestei, el mă facă și mă duce tocmai sus în Bagdadie, în acerurilor lor cruce, dă-l văzui purtându-și bârna în spinare pe Hristos și pe Iosif cu Maria, cum ședea și juca stos. Pe un nou Sfântul Petre a joacă arșice pe un ban și fiind jolar de seamă, bagă ichiul în armean. Jos privind, Văzuia lumei blagă multă, avuție. În Nepal, Maharaja Hiramayana o renvie. Elefanții poartă săbii, prelungi colții de morfil. Țarul înalță bolți sucite. La Paris, la Balmabil, vezi prejunii în lupanare de cinism și de lene. În Holandia, la Lele sunt păscute de joiene, ce abia târăs burdufe ugerile între pulpi. Scoțianul cu genuche goale fuge după vulpi, pân' pădure cu ogari răsunând adânc din goarnă. Lumea nouă jad și aur preste Lusitan răstoarnă. Dar mai mândră decât toate țerile din hastă sferă e Valahia ferice, e Valahia prosperă. Acolo cășile îți dă friptură, cu ușă de telemea o bucată. Iazurile dă mușdei și dă saramură și dă sarmale malurile roată. Zieu uitându-te la toate heste, îți pare cum că ar doar poveste. textul e scris în 1987. Cum bria reu cu o sută de mâne, măcelarii coaste retează, jupoi șoriciu de spică, căpățâne, dă din zior până când se înserează, de paște mielul nu lipsește nici cui, nici de Crăciun godac cu gutui. Cahveaua cură pe la cișmele, de care vrei, solubilă, naturelă. Locomotivele au de fagure biele și de ghiudem manivelă. Ulițile târgurilor toate cu cașa fumat în pavate. Tramvaiele umblă pe doi cârnăciori și se prinde fir cu spaghete. Pruncii de sân Nicolae în zori, toblărone găsesc în ghete. Portucale, smochine și gref, banane și orice mai ai chef. Vinul, spumegă până canale în stradă, văd că sunt lacuri întinse, coniacuri franțuzești din ogradă scoți din fântâni cuprinse. Doar un lucru stârnește uimirea. Nu e șampanie, e pănicăirea. Crumpii, făsuiul, sunt alungate chiar și de săraci cu rușine, că se îndoapă doar cu antricoate și iepure conjurat de măsline. La pui rumeniți cârnez nasul și la o parte împin Ce să mai spui? Dă unt sunt statuie, beserici de zahăr văpsit, marțipan, și paratrăznet în urbe nu e să aibă în vârf bombonuri în celofan. Pe margini de uliți e plină rigola de Pepsi și de Coca-Cola. Când moare un om, ei îl pune în sicriu de șuncă de Praga. Preotul zice o rugăciune și rudele adulmecă vaga mirasmă de sărătură, căci din pastramă crucea făcură. Astfel, dadă-o eu țiganii, îi vrăji ca pe sugaci, și să mă urmeze în dată îi făcui buluc buimaci, de acum ei mi se închină și în toate mă urmează. Fiule, grei iaurta, urta, dacă inima scutează, în acest timp o pacea ură le aduse baclava, dintr-o biată bulibașă te voi face beizadea. Și istorisida Valma Storiului Manoil, mângâind ușor cu palma brâul lat de crocodil. Află, prea iubit Zotalis, că trăim numai odată în scârbavnicul al lumii vis cu ploapa rădicată. Să jerfește pentru țară junele adolescinte care numai idealuri are în asta fără minte. De fervoarea lui se cade, tot mereu a profita. El se chinuie în ocne. Noi ședem la baclava. El zavera o începe și cu nobile simțiri Pre popor, el îl rădică ca să, zgudure, să scuture pe zbiri și să îngăduie dreptății, libertății ca să rege. Dar tot noi până la urmă biciul om și facem lege. Noi pe care conștiința nu i chinuie de fel. Noi ce știm că lumea asta e tavernă și bordel, unde ei cât poți, te cer cât mai sus. Și asta e tot. Sigur, vei fi plin de vorbe și îți vei zice să închilot, că nemica nu te costă să te bați în piept cu mâna de vrei bine a o duce. După moarte e doar țărâna. Hai cu mine până în Giurgiu, cu țiganii la oaltă, să ne alăturăm zaverei. Om lăsa o iute baltă. Dado, a răspuns Zotalis cu privirea înțeleaptă. <coughs> Diavolul e doar genunea între vorbă și între faptă. Dacă astfel cugeți, semne că la diavol te-ai vândut. Ție mă alătur, însă eu știu bine ce am făcut. Ce la tine este dracul, e la mine Machiavel. Nu e lumea o tavernă. Nici e lumea e bordel. Table e de șah, în care cel mai ascuțit la minte știe turlele de fil de și-a mutat înainte ca să înghesuie pe celuilalt, să biruiască. Fără patim eu, fără patimă eu mânui sforile, politicească știința vând, E acțiunea pentru mine, Dumnezeu. Bate palma, Brezotalis, te cunosc, ești fiul meu și se duce, umblă șatra, prin Bulgaria turcită, lăsând lauri de căruțe în urmă, dâră încolăcită, de la fumuri și duhoarea fiarei cu belciug în nas. Ei să pierd printre coline de aramă și de stras, până la Dunăre ajunge pe cărări de scorțișoară, sub un ceriu de sânge, păcura aprinsă, ceară. Ceasurile sunt înaintate, cum se spune, pe la noi. E o aluzie foarte fină. Înainte la restaurante, pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea aia, când oamenii visau la șine de tramvai din Cremvu și nu mai știu ce. Și interesant e că n-aveau. Taman șampanie aveau că șampanie se găsea da. în alimentară, șampanie zarea se găsea da. și nu o lua nimeni. În fine, pe vremea aia, la restaurant, puneau scaunele pe masă și stingeau lumina. Stingeți lumina. Înainte, înainte de asta vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult, nu tuturor deodată, ci fiecăruia în parte. Și de asemenea vreau să-ți mulțumesc, Cezar. Ți-l dau palmeu. A fost o discuție foarte frumoasă, complet neașteptată pentru mine. Cred că ai stors din mine lucruri pe care n-aș fi vrut să le spun în niciun fel, dar mă bucur că le-am spus. Unele lucruri trebuie spuse din când în când. Și de asemenea, în ultimul, dar nu în ultimul rând, the last but not the least, cum se zice, vreau să mulțumesc organizatorilor Filit încă o dată pentru faptul că au făcut posibile astfel de evenimente. Mulțumesc mult de tot! Așa e că e un om fain? V-am convins de chestia asta? Mircea Cărtărescu, un scriitor de nișă care a reușit să țină 800 de oameni cu suflarea controlată, care dimineața a declarat puțin mai devreme că a dat câteva sute de autografe la Colegiul Național Nicolae Negruții. Păcat că a plecat, că i-aș fi spus că cel puțin vreo. Ce am spus? E, nici nu mai contează cum îl chema pe Negruții, să vină înapoi domn' profesor, să spune. grumesc, la, la Colegiul Costache Negruții. Bine că a plecat să nu realizeze că sunt câteva mii de cereri de prietenie care vor apărea încă din noaptea asta pentru contul lui de Facebook. Bine că nu mai e aici ca să mai audă și asta. Doamnelor, domnilor, urmează după pauza bine meritată, pentru a avea uh, timp uh, să instalăm uh, scena, urmează un concert. Alexandrina and Band, știți foarte bine că sunteți la cea de-a patra seară. Filit dintr-un festival care a ajuns la a doua ediție, un festival sub înaltul patronaj al reprezentației Comisiei Europene, proiect finanțat de Consiliul Județean Iași prin Muzeul Literaturii Române din Iași. Partenerii principali, probabil că știți deja, sunt Banca Națională a României, Primăria Iași și Iași, Iași, oraș capital culturală europeană. Partenerii de la seriile Filit sunt Firesc, Teatrul Național din Iași și Filarmonica Moldova din Iași și îngăduiți-mi să vă spun că aceste seri n-ar fi fost posibile dacă n-ar fi existat niște parteneri pe umerii cărora ne sprijinim. Cu alte cuvinte, Polirom, Mobexpert, Jaguar, Cotnari, Air Moldova și Danone. Doamnelor, domnilor, știu că aveți nevoie de o gură de aer, poate că și eu vă mulțumesc tuturor și audiție plăcută mai departe. Aveți de ce!